Bun regăsit, stimați telespectatori, eu sunt Cristian Matei și am plăcerea să fiu gazda emisiunii de astăzi. Iată că au trecut aproximativ 77 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, în care ne-am putut bucura de pace. Războiul acesta din Ucraina însă parcă ne-a luat prin surprindere, parcă nu ne-am fi așteptat ca în secolul 21, cel puțin în Europa, să mai auzim de războaie. Așadar, astăzi am dorit să abordăm acest subiect, însă din perspectivă biblică. Ce are de spus Sfânta Scriptură despre războaie? În acest sens, l-am invitat în studio pe domnul Nicu Oros, pastor la Biserica Pentecostală Philadelphia din București. Bună ziua și bun venit în emisiunea aceasta! Bine v-am regăsit în această emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asemenea și pe dumneavoastră, vă mulțumim că ați acceptat această invitație de a dezbate un subiect atât de sensibil în zilele noastre. Iar pentru început am dorit să dezvăluiți telespectatorilor de ce există totuși războaie pe pământ, dar sigur din perspectivă biblică. De ce nu reușim de atâtea mii de ani să trăim unii cu alții în pace? Desigur, răspunsul la această întrebare nu este unul foarte simplu. De aceea aș vrea, înainte de a privi din perspectiva biblică, să definim un pic ce este războiul. Războiul, după cum spune dicționarul limbii române, este un conflict militar între două națiuni sau grupuri, categorii sociale sau state. Numai în Europa, spre exemplu, din secolul XVIII până astăzi, au existat peste 150 de războaie și mai mult de 600 de bătălii în cadrul acestor războaie. Deci, trăim o vreme când civilizația este foarte avansată și cu toate acestea vedem că nu putem gestiona conflictul dintre persoane, dintre state, dintre grupuri etnice și se ajunge în final la un război. Există războaie civile în cadrul acelei națiuni, nu? Când diferite categorii sociale sau partide politice sau, știu eu, etnii se luptă între ele. E o luptă fraticidă, aproape, am spune. Apoi există războaie de independență. Aproape că le-am scuzat pe aceste războaie ca fiind corecte, ca fiind necesare. Apoi, după cum știm, de curând s-a încheiat, dar se pare că reîncepe din nou războiul rece. Există un război fără arme, dar un conflict deschis între două superputeri sau între două facțiuni ale lumii în care trăim. Există un război psihologic, un război media mai nou și apoi există o stare de război. Stimați telespectatori, această stare de război cu care ne confruntăm și astăzi nu este ceva nou. Războiul a existat încă de la început. Primul război despre care ne vorbește Sfânta Scriptură a fost între câteva cetăți. Cetăți în vechime, pe vremea patriarhului Avram. Și ceea ce este interesant, că în primul război menționat în Sfânta Scriptură este inclus și un credincios. Avram, ne spune Sfânta Scriptură, după ce a auzit că nepotul său Lot a fost luat ca prins de război de către câțiva împărați, ce au luptat cu împăratul Sodomei și a Gomorei și i-au biruit, i-au cucerit, a pornit să-l elibereze pe nepotul său Lot din robia celor împărați. Foarte interesant că Scriptura nu ne spune că războiul pe care Avram l-a purtat ar fi fost unul imoral sau nu trebuia să aibă loc. Dimpotrivă, când Avram se întoarce de la victoria ce a avut asupra celor împărați, eliberându-l pe Lot, pe nepotul său, este întâmpinat de împăratul Salemului, ne spune Sfânta Scriptură, un împărat care îl preînchipuie pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos, și Avram îi dă zeciuială din toate, se închine înaintea lui și îi dă zeciuială din toate. De ce există războaie pe pământ? Războaie, așa cum am spus, există din cele mai vechi timpuri și se pare că există până astăzi, datorită faptului că răutatea oamenilor este atât de mare și nu pot sau nu vor să o gestioneze în așa fel încât între ei, între națiuni, să se poată face pace, chiar dacă trebuie la un moment dat să facem și compromisuri. Da. Pentru că și Scriptura ne îndeamnă, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, și dacă unul, zice, are pricină să se plângă de altul,
Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos. Asta nu înseamnă că toate lucrurile se vor rezolva 100% într-un mod corect. Dar trebuie să existe o anumită toleranță. Oricând această toleranță dispare din sânul omenirii și dintre creștini, atunci apare starea de conflict și implicit starea de război. Războiul există datorită răutății oamenilor de pe pământ. Așa este, și pentru că ați adus aminte de fratricid, eu aș merge puțin mai în urmă și aș menționa faptul că acest război chiar a plecat de la primii oameni, dintre Cain și Abel, care în cele din urmă a fost omorât. Iată. Dar haideți să mergem puțin mai departe cu firul lucrurilor în ceea ce privește războiul. Și foarte multe persoane care citesc Vechiul Testament aduc ca argument acest conflict pe care îl găsesc permanent pe paginile Vechiului Testament. De ce totuși a existat întotdeauna război, război, război? Chiar mi se spune că Dumnezeu a condus cumva acest război, Domnul oștirilor care a condus aceste războaie de cucerire a celorlalte popoare pe care trebuiau să le cucerească israeliții. De ce atâtea războaie în Vechiul Testament? Probabil că ați citit sau veți citi și dumneavoastră Sfânta Scriptură că la un moment dat, când în fața țării Canaanului stătea Iosua cu armata poporului Israel gata să intre să cucerească teritoriile ce le erau promise de către Dumnezeu, la un moment dat are o descoperire, o revelație. Apare în fața lui o persoană și cum se prezintă acea persoană? Eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Ca și cum ar spune, cu alte cuvinte, eu sunt cel mai mare într-un război care stă gata să înceapă de acum, purtat de voi, de Iosua și de poporul lui Israel. Este foarte interesant că Scriptura vorbește despre foarte multe războaie întâmplate în Vechiul Testament. Dar când vorbim despre poporul lui Israel, spre exemplu, întotdeauna în legea Sfintelor Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu, găsim că Dumnezeu a poruncit poporului Israel următoarele. Când vă veți apropia de o cetate, să o asediați, când vă veți duce la luptă, să îmbiați acea cetate cu pace. Dacă acea cetate se supune, ei vor deveni robii voștri, vor fi fără să aveți dreptul ca să-i omorâți, fără să aveți dreptul ca să le faceți vreun rău. Deci Dumnezeu n-a dorit ca omul să moară, nu a dorit ca aceste războaie să aibă loc, ci încăpățânarea, cerbicia celor care nu au vrut să asculte de Dumnezeu. Și nesupunerea față nesupunerea lor sau împotrivirea lor față de Dumnezeu au tras consecințele. Acum, trebuie să privim și dintr-o altă perspectivă. Dumnezeu este suveran. El face tot ce-i stă în putință, lăsând liberul arbitru omului, ca să păstreze pământul de stricăciune. Pentru că altfel, Dumnezeu ar fi nevoit să distrugă întreaga suflare de pe fața pământului, așa cum a făcut-o în vechime prin potopul lui Noe. Și pentru ca această stricăciune să nu se propage, el caută să îndepărteze din fruntea unor națiuni idolatria, stricăciunea, imoralitatea și toate lucrurile care duc spre judecata iminentă a lui Dumnezeu. Și pentru aceasta uneori se folosește de oameni pe care îi trimite să îmbie acele popoare cu pace, cum a fost cazul poporului Israel, căruia îi făgăduise țara Canaanului. Oricând aceste popoare s-au supus și și-au dat seama că nu există nicio șansă în fața poporului Israel. Avem exemplu în Sfânta Scriptură de acei gabaoniți, redându-și seama că Dumnezeu a promis țara Canaanului poporului Israel, s-au deghizat, s-au folosit de un vicleșug. Da. Și au venit și au intrat în grațiile conducătorilor lui Israel și au dat seama că nu au nicio șansă în fața poporului Israel, că Dumnezeu este cu ei. Și nu au fost omorâți. Au fost păstrați cu viață. Chiar printr-un vicleșug. Folosindu-se ei de acel vicleșug. Dar, totodată, există război între ființele umane, pentru că există un alt război despre care tot Scriptura vorbește. Războiul din sufletele noastre. Războiul pe care noi trebuie să-l biruim. Ori atunci când în viața noastră, în sufletul nostru, nu biruim în lupta despre care Sfântul Apostol spunea, cu poftele firii pământești, cu dorințele noastre, atunci nouă ni se pare că ni se cuvin lucruri pe care n-ar trebui să le avem de altfel. Și pentru a le obține, folosim violența verbală și apoi violența fizică și
implicit când aceste lucruri se extind la nivel de națiuni, apare războiul, așa cum se întâmplă și astăzi și cum s-a întâmplat de-a lungul timpului. Preiubiților, spunea Sfântul Apostol Petru, în întâia lui carte, capitolul 2, cu versetul 11, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele sufletești, ale firii pământești, care se războiesc cu sufletul. Deci există un război interior al nostru, pe care îl revedem și în Vechiul Testament, îl revedem și în Noul Testament, oricând aceste războaie nu sunt biruite pe plan personal, nu sunt biruite pe plan național. Apare starea de conflict între nații și apar războaiele care duc atâta suferință și durere. Așa este. Aș mai vrea să menționez faptul că poate de foarte multe ori Dumnezeu este acuzat în Vechiul Testament că au murit atât de mulți oameni, au fost omorâți atât de mulți oameni, dar aș vrea să ne aducem aminte faptul că oamenii ăștia ajunseseră într-o degradare morală încât își aduceau copiii ca jertfă zeilor lor. Îi sacrificau. Ajunseseră într-o stare în care nu mai puteau fi remediați, probabil. Și atunci, poate și datorită acestui lucru, au fost necesare aceste războaie. Apoi dacă ieșim puțin din zona Vechiului Testament și venim în zona Noului Testament, ar trebui să ne aducem aminte că însuși Domnul Iisus Hristos a fost într-un război atâta timp cât a fost pe pământ. Și iată că în războiul acesta el a fost omorât, deși putea să-și păstreze viața, dar și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru ca noi să fim împăcați. A venit cu o cale nouă. De altfel, El este calea, adevărul și viața. O cale prin care omul poate fi împăcat cu Dumnezeu și de asemenea omul poate avea o pace cu Dumnezeu. Dacă găsim atât de multe războaie, conflicte în Vechiul Testament, în Noul Testament se produce o paradigmă, o schimbare. De ce această schimbare? De ce Domnul Iisus spune, dacă dușmanul tău vine și îți trage o palmă, întoarce-i și celălalt obraz? Și apoi Petru, care era un om destul de un războinic, da? Scoate sabia și Domnul Iisus îi spune, bagă-ți sabia înapoi în teacă. De ce schimbarea aceasta? Pentru că nimeni din Vechiul Testament, nici măcar cei mai sfinți dintre sfinți, n-au reușit să biruiască pe deplin războiul sufletesc, războiul de eliberare de păcat, de frică, de teamă, de firea pământească. Singurul care a reușit acest lucru în mod desăvârșit, deplin, a fost Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a biruit mai întâi pe sine, dându-ne astfel nouă un exemplu, că există răspuns la orice conflict, atât interior cât și exterior. Și biruindu-se pe sine, El a putut să se ridice deasupra conflictelor interioare, sufletești, și deasupra conflictelor dintre oameni și dintre națiuni. El este superior în toate lucrurile pentru că El a reușit să fie cel mai viteaz, așa cum îl vedea psalmistul în psalmul 45, războinic viteaz, suiete în carul tău de luptă, apără, ce să apere? Teritorii? Nu. Apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Ei, când astfel de obiective ai în vizorul luptei tale despre Mântuitorul, spune Sfânta Scriptură, și când El și-a început lucrarea, a început cu acele versete profetice din Cartea Apocalipsei. Am venit să aduc prinșilor de război eliberare și să vestesc anul de îndurare a Domnului. Deci pe toți acei ce au fost prinși de război, în războiul sufletesc, în războiul în care au căzut pradă poftelor, pornirilor lor vinovate și păcătoase, Mântuitorul a venit să aducă eliberare. Și atunci, când apare un conflict exterior pentru cel ce are biruință în interior, lucrurile exterioare nu îl mai afectează atât de mult. Pacea pe care o dă Dumnezeu prin biruința asupra firii pământești, pacea aceea, ne spune Scriptura, întrece orice pricepere. Și de aceea, în vreme de război, noi putem sta liniștiți. În mijlocul furtunii, noi avem pace, pentru că Cel ce a biruit înaintea noastră, Mântuitorul, ne dă din biruința Lui, din pacea Lui și putem fi liniștiți. Și de aceea El ne îndeamnă atunci când sunteți nedreptățiți, atunci când vi se
Sunteți abuzați, sunteți călcați în picioare. Veți fi prigoniți din pricina neprihănirii. Voi să rămâneți liniștiți, că răsplata voastră este mare în ceruri. Dar de unde această putere? De unde această liniște? El ne-a dat un exemplu prin viața lui. Atunci când a fost prigonit, față de el a fost o împotrivire atât de mare. Studiem acum în biserică cartea Evanghelia după Marcu și aproape la toate predicile, la toate mesajele Mântuitorului s-au stârnit împotrivire. Era o ceată de oameni între ascultătorii Mântuitorului care tot timpul căutau să-l prindă cu ceva, tot timpul erau împotriva lui. Trăim într-o societate în care foarte mulți se ridică împotriva oamenilor, în special a celor cu inimă curată care îl caută pe Dumnezeu. Cum să facem față? Învățăm de la Mântuitorul. El a rămas liniștit, a biruit în toate astea, încrezându-se în Dumnezeu, care poate să poarte de grijă copiilor lui și le dă putere să biruiască orice război. E o întâmplare pe care îmi place să o povestesc, a unui frate de la noi din biserică. A trăit pe vremea comunistă, fratele Costică Caraman, pentru că era un credincios sincer, un credincios care îi plăcea să studieze foarte mult Scriptura. A fost prins de către comuniști la un grup de studiu biblic și a fost dus la canal, la canalul Dunăre, Mare Neagră. Și prin toate întâmplările de acolo, de la canal, comuniștii căutau să-i facă viața cât mai grea. El era un om slăbuț, nu știu dacă avea în jur de 60 de kilograme, înalt, slab, un om foarte firav. Și îl punea să care cu roaba, bolovan și pietre. O muncă istovitoare, o muncă grea. Și văzând că nu-l pot face să cedeze, să se renunțe la credință, s-au hotărât comuniștii să, într-un fel, să pară un accident, să ia viața. Și ce a fost foarte interesant, povestea el. L-au pus să lucreze la baza canalului, lângă locul unde veneau camioanele cu piatră și descărcau piatră ca să se facă marginile șanțului canalului pe unde curgea apa, să fie consolidate cu piatră. Și veneau camioanele sus, în partea de sus, și răsturnau, basculau piatra peste marginea canalului. Și el muncea la baza canalului, jos, în groapă. Și s-au rostogolit acele pietre mari, de tone, zeci de tone, probabil unele, peste marginea canalului. Au coborât spre el amenințătoare. Nimeni n-a mai crezut că scapă cu viață. Dar ce a fost interesant, când au ajuns spre baza canalului, povestea el, două pietre au căzut în așa fel încât au făcut un fel de acoperiș deasupra lui și n-a avut nici măcar o zgârietură, nici măcar o lovitură. El era pregătit să plece la Domnul, să moară. Dar când cei de acolo au zis, Doamne, s-a întâmplat un accident și au mers să-i culeagă trupul sfârtecat de printre pietre, au descoperit că, de fapt, el nu avea nimic, nu avea nicio zgârietură. A trăit multă vreme încă după Revoluție. A fost o protecție divină. Clar. Și el spunea, mărturisea, cea mai frumoasă perioadă din viața mea a fost perioada pe care am petrecut-o la canal. Asta este un paradox. Absolut. Adică atunci când ești cel mai prigonit, cel mai stresat, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, când ești cel mai acuzat, când războiul e fățiș împotriva ta, tu să ai bucuria apropierii de Domnul și părtășia cu Dumnezeu cea mai frumoasă. Mărturii stau zeci de creștini în privința aceasta. Se datorează cu siguranță Domnului Iisus, cel care, odată ce a intrat în inima unui om, exact, devine loial, credincios și atunci are și o putere, puterea Duhului Sfânt, care poate să-i dea această pace și liniște, pentru că vorbeați de acest război sufletesc al nostru. Noi nu putem fi liberi și eliberați de această teamă până nu avem o siguranță a vieții de după viață. Exact. Până atunci noi trăim într-un conflict, într-un paradox în care ne întrebăm de cele mai multe ori ce rost are viața dacă tot mor și merg în nicăieri. Însă tocmai pentru aceasta a venit Domnul Iisus și ni se spune că El este pacea. Și odată toți cei care sunteți strudiți și împovărați, veniți la Domnul Iisus și El vă va oferi această pace. Dar iată că au trecut 2 ani de zile de pandemie la care probabil că nimeni nu s-ar fi așteptat.
Apoi, după pandemie, în care am spus toți, gata, am scăpat, o să ne reluăm viața de dinainte, a apărut acest război care, cu siguranță că nu ne poate lăsa liniștiți, ne tulbură pe fiecare dintre noi. Foarte mulți și-au făcut pașapoarte copiilor, cei care n-aveau. Alții au scos mulți bani de la bancă să-i aibă în cazul în care apare un conflict în România să plece de aici. Cum ar trebui un creștin, un om născut din nou, un om care are Duhul Sfânt, să abordeze acest subiect? Sau, mai concret, ce ar trebui să facă un creștin în vremuri de război? Da, cred că, într-un fel, ați răspuns mai înainte prin ceea ce a spus, faptul că un creștin este o persoană care crede că nu se sfârșește totul aici, că moartea nu este decât o virgulă în existența noastră, că sufletul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Și atunci când un creștin autentic, real, are pe acest pământ viața asigurată în Dumnezeu, are nădejdea, speranța vieții veșnice, are păcatele iertate prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin jertfa de la Calvar, are speranța că într-o zi va vedea pe Dumnezeu și se va bucura o veșnicie cu Dumnezeu. El știe că viața pe acest pământ este doar pentru o vreme, că e mai lungă sau mai scurtă. Eu, fiind slujitor, pastor, de multe ori am fost la înmormântări unde persoana decedată, uneori avea câteva luni, câțiva ani, în floarea vieții, 20-30 de ani, 80-90 de ani, la toate categoriile de oameni vârznici sau mai puțin vârznici am participat la mormântare și am constatat că toți au trecut din această viață, că viața pe pământ, așa cum spunea profetul în cartea lui din Vechiul Testament, este ca un abur care se arată puțin tel și apoi trece. Ori, în timpul pribegiei noastre pe pământ, în timpul existenței pe pământ, dacă avem încrederea că într-o zi vom vedea pe Dumnezeu, dacă îl iubim pe Cel ce ne-a iubit, pe noi mai întâi, pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit atât de mult, încât a părăsit cerul și a venit ca să ne mântuiască sufletele, noi nu ne speriem de moarte. Noi nu ne speriem de pandemie. Chiar dacă există o anumită îngrijorare, ea nu pune stăpânire pe noi. Noi suntem liniștiți și încrezători. Spuneam în timpul pandemiei celor din biserica unde slujesc, nu că bravezi prin asta. Fraților, de ce să ne temem? Dacă noi avem păcatele iertate, dacă noi avem siguranța mântuirii, dacă vine boala și vom muri, înseamnă că ne ducem la Domnul acasă. Este speranța noastră, este ceea ce așteptăm să se întâmple într-o bună zi. Dacă vine boala și ne pune la pat, Domnul este acolo lângă noi. Așa cum ne spune Sfânta Scriptură că El este aproape de cel cu duhul zdrobit, cu inima frântă, de cel în suferință. Am fost în perioada aceasta la persoane care au fost la un pas de moarte în pandemie și îi vedeam pe unii dintre ei foarte liniștiți în toată suferința lor. Alții, e adevărat, treceau mai greu prin suferință, dar pentru că ai o speranță în inimă, nu te înfrică moartea peste măsură. Teama de necunoscut dispare. Citeam acum 2 săptămâni pe un site de știri că 2 tinere din Elveția, unde s-a legiferat sinuciderea asistată, s-au dus fără să spună părinților, cunoscuților, fără să sufere de vreo boală. Tinere, 19-21 de ani, s-au dus să-și încheie socoterile cu viața la un astfel de centru. Și am zis, ce sens are viața pe pământ pentru cineva care nu are speranța vieții veșnice? Și cel ce nu are, într-o zi va deschide ochii dincolo și va vedea că există viață de după viață, că Mântuitorul, Cel ce a înviat din morți, a venit să ne spună că nu se sfârșește totul la mormânt, că viața abia atunci începe, viața veșnică, după ce deschidem ochii dincolo. I-am închis aici și deschidem dincolo. Că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al materiei. Noi suntem definiți de aceste 3 dimensiuni, materie, timp și spațiu. Dacă ieșim din ele, noi nu mai existăm. Ori Dumnezeu există în afara materiei, a timpului și a spațiului.
Deși toate aceste trei sunt trinitare, da? Materia, stare solidă, lichidă și gazoasă, spațiu, timp, trecut, prezent, viitor spațiul, lungime, lățime și adâncime, toate acestea sunt entități, Dumnezeu este în afara lor, așa cum noi avem un telefon în față și putem să facem ce vrem cu el, chiar dacă suntem în afara lui, nu intrăm în el ca să dirijăm istoria. Dumnezeu stă în afara istoriei și o dirijează. Dumnezeu vede ce se întâmplă în timp, în spațiu. Nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ nu este în afara controlului lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori se întâmplă nenorociri, nu Dumnezeu le trimite, dar le îngăduie datorită răutății omului, datorită stricăciunii oamenilor de pe pământ, datorită unor oameni care în nebunia lor cred că a porni un război este ceva bun. În nebunia lor, cum se produce atâta suferință omenirii? Cum se produce atâta rău? Dar, având nădejdea vieții veșnice, noi rămânem liniștiți. Și în vremea aceasta, un adevărat creștin, aș spune cum a spus Sfântul Apostol Pavel, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Știm unde ne ducem, știm în cine am crezut și rămânem liniștiți în orice vreme. Așa este și nu este o idee filozofică, exact. Ci și un concept, ci este o siguranță a lucrurilor, exact. O credință neclintită în lucrurile pe care nu putem să le vedem. De-a lungul istoriei au existat în numele credinței creștine și anumite războaie. Și ne aducem aminte de Marea Cruciadă de la anul 1090 și ceva, care în numele credinței creștine au mers să elibereze Țara Sfântă. Sigur, sunt discuții foarte multe în această privință. O parte a bisericilor acceptă ca și credincioșii să fie înrolați, alții nu acceptă. Întrebarea este, un om născut din nou poate să meargă la război? Poate să ia o armă și să omoare un alt om? Acum ați pus această întrebare în contextul cruciadelor. Cruciadele au fost o acțiune, în opinia mea, destul de controversată, dacă nu chiar vinovată, în istoria bisericii de atunci. Având în vedere că ei doreau recucerirea Ierusalimului, așa cum sunt musulmani astăzi și iertat în fie comparația, dar acesta este adevărul, ei încă mai au un Coran să se cucerească lumea prin Coran și sabia, într-o mână Coranul și cealaltă sabia. Ori Mântuitorul ne spune că armele cu care noi ne luptăm în lupta aceasta spirituală nu sunt fizice, ele sunt duhovnicești. Așa cum citam mai devreme din Psalmi, adevărul, neprihănirea, blândețea, nu ura, nu violența, nici măcar verbală, ci dragostea cu care Mântuitorul i-a înconjurat pe ucenicii lui, chiar dacă uneori s-a apărat în vorbirile lui, chiar dacă uneori a trebuit să pună punctul pe ei, cum se spune, niciodată Mântuitorul nu a folosit violența. Niciodată Mântuitorul nu ne-a îndemnat să fim violenți și prin violență să ducem creștinismul mai departe, ci dimpotrivă, cu ajutorul Cuvântului de Dumnezeu însoțit de Duhul Sfânt, care convinge în interior omul de starea lui de păcat și îl transformă și îl schimbă. Orice război de felul acesta în numele credinței creștine este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Este un păcat pe care în ziua aceea Dumnezeu îl va judeca și îi va trage la răspundere pe cei ce, așa cum spunea Mântuitorul, vor veni vremuri când unii care vă vor omorâ și vor crede că fac un bine pentru numele meu. Ori Dumnezeu n-a fost niciodată de acord cu așa ceva. Niciodată n-a îndemnat nici prin Mântuitorul, nici prin ucenici să se recurgă la violență acolo unde nu se vor putea cuceri oamenii prin cuvânt, de bunăvoie, prin Duhul Sfânt. Dimpotrivă, Mântuitorul spunea, dacă nu vă vor primi într-o cetate ducând vestea bună a Evangheliei, să plecați în alta. Scuțărați praful de pe picioare. Nu vă întoarceți împotriva ei, nici măcar să-i acuzați. Adevărat vă spun, zice, că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru unele cetăți care n-au primit cuvântul. Mântuitorul dimpotrivă spune, când nu vă vor primi, plecați și rugați-vă pentru ei în continuare, că poate vine ziua când Dumnezeu lucrează la... Și nu numai că nu ne îndeamnă
să nu prigonim pe alții, ci ne înarmează cu un fel de gândire și ne spune, voi să fiți pregătiți, pentru că veți suferi pentru numele meu, voi veți fi prigoniți. Adevărații creștini suferă astăzi. Citeam recent un raport al unei fundații necreștine care spunea că în anul 2019, 2020, au fost cei mai mulți martiri creștini în numele credinței creștine, în Africa, în Asia, în zona musulmană, acolo unde Boko Haram ucide aproape zilnic creștini prin Nigeria, prin Somalia. Sunt oameni persecutați pentru credința lor. Niciodată Scriptura nu a îndemnat pe urmașii Domnului Iisus Hristos să fie violenți. De aceea, un creștin adevărat nu pune mâna pe armă în sensul de a pleca la război și în special războaie de cucerire. Dar este totuși un paradox. Acum, eu am trăit în vremea comunistă și pe vremea aceea eram obligat să facem armata. Am pus mâna pe armă, am făcut armata. Se naște o întrebare. Ce se întâmplă atunci când nu suntem țara agresoare, așa cum este cazul astăzi, să vedem între vecinii noștri, ci suntem o țară agresată? Ce se întâmplă atunci? Creștinul este obligat să vină și să participe la război pentru apărare, nu pentru cucerire. Creștinul este obligat să-și apere familia când cineva dă buzna în toiul nopții și vrea să facă rău copiilor, soției. Ce se întâmplă cu creștinul? Ei, m-a frământat această întrebare pentru că există în societatea noastră mentalitatea că un creștin adevărat trebuie să stea pasibil și tot ceea ce se întâmplă în jurul lui să nu-l influențeze. Ba da, pe noi ar trebui să ne influențeze. Ce putem să facem în vremea asta este să ne rugăm, să ajutăm, să întindem o mână celor necăjiți, celor oropsiți. Și da, dacă este cazul, așa cum spunea Mântuitorul, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenul său. Da, te pui în ușa apartamentului și spui hoțului care vine să ucidă sau să jefuiască sau să facă rău familiei tale, nu treci, de mine nu treci, aperi. M-am uitat în Scriptură și puneam întrebarea cuiva care zicea, nu, domnule, noi trebuie să întoarcem și celălalt obraz. E adevărat, când suntem prigoniți pentru credință, așa trebuie să facem. Dar când este vorba de siguranța celor dragi, care n-are nimic de a face cu credința, ci pur și simplu cu violența pe care o întâlnim la tot pasul în ziua de astăzi, creștinul adevărat își apără și apără pe cei dragi. Mântuitorul spunea înainte de patima lui, ați auzit că v-am spus să nu luați nimic cu voi în călătoria voastră. Dar acum vă spun, cine are o haină, s-o vândă. Cine are o pungă, s-o ia cu el. Cine are o haină, zice, s-o vândă și să-și ia o sabie. Și Petru spune, avem aici două săbii. Și Domnul zice, suficient. Toate astea înseamnă că Dumnezeu vrea să ne protejăm pe noi. Nu să fim violenți atacând pe alții, dar de siguranța noastră. Că atunci se pune întrebarea, dacă toți suntem creștini și unii o duc la extremă, creștinul trebuie să fie deschis la toate. De ce ne mai punem ială la uși? De ce ne mai protejăm? Există o protecție în limita bunului simț, în limita decenței. Dar totodată, noi credem că deasupra de toate veghează Dumnezeu și pe ai Lui îi păzește. Și nu vor ajunge în situații pe care să nu găsească un mijloc să iasă din orice ispită, pentru că Dumnezeu îi protejează pe ai Lui. Așa este. Iar Apostolul Pavel ne îndeamnă și îndeamnă pe credincioșii din vremea sa să ia coiful mântuirii, să ia scutul, să ia brâul, iar în mână să țină o sabie, o sabie cu două tăișuri care poate spinteca duhul de suflet și anume cuvântul lui Dumnezeu, care de altfel și de fapt este dragostea lui Dumnezeu, scrisoarea sa de dragoste pentru noi. În Sfânta Scriptură mai găsim ceva scris despre un război pe care noi suntem obișnuiți cu arme, cu tancuri și așa mai departe, dar există un război deasupra noastră. Ce ne puteți spune despre războiul spiritual care are loc deja în cer pentru sufletele noastre? Există un război spiritual
Și înainte de a atinge acest subiect, aș vrea doar să menționez ceva ce mai înainte mi-a scăpat. Și anume faptul că în Vechiul Testament toate națiunile Pământului, fiecare om din orice națiune are în el, potrivit Sfântului Apostol Pavel, o conștiință. Și conștiința aceasta, în gândurile ei, se osândesc. Fie aleg binele, fie aleg rău. Dacă omul este foarte atent la îndemnurile bune ale conștiinței lui, ajunge în final să-L descopere pe Dumnezeu, care se revelează și în natură, și în mediul înconjurător. Omul își dă seama că există cineva mai presus de ființa umană. Și căutându-L cu o conștiință curată, abătându-se de la rău, așa cum am văzut și vedem oameni în Sfânta Scriptură, ca Iov, Avram și alții, ajung să-L descopere pe Dumnezeu. Oricine îl descoperă pe Dumnezeu, descoperă pacea, descoperă bunătatea, descoperă neprihănirea, descoperă lucrurile care aduc consolidare sufletească, zidire și înlătură războiul dintre oameni. Oricine se depărtează de Dumnezeu ajunge pe zi ce trece, mai departe, mai stricat, mai deosândit, își face rău lui însuși și face rău și altora. Toate acestea pornesc din lumea nevăzută, a sufletului. Ei, deasupra de sufletele noastre există lumea nevăzută a lui Dumnezeu, lumea îngerilor, lumea îngerilor buni și lumea îngerilor căzuți. Scriptura ne vorbește despre faptul că la început, înainte de a fi pământul cu tot ce este pe el, în lumea lui Dumnezeu, unul dintre căpeteniile de seamă din împărăția lui Dumnezeu, arhanghel, era strălucitor, ne spune Scriptura, era mai marele cântăreților. S-a născut în inima lui, în gândul lui, mândria. Mă voi sui, voi fi ca Dumnezeu, voi fi ca cel preanalt. Pentru că nu există o poziție mai sus decât Dumnezeu, și-a fi dorit una mai sus. Dar Dumnezeu este atotputernic, atotștiutor, atotecunoscător. Dumnezeu este totul, în sensul că Dumnezeu deține controlul absolut. El are ultimul cuvânt. Și atunci, Satan și-a dorit să fie ca el. Și de-a lungul istoriei, când a văzut că nu îi reușește planul să fie ca Dumnezeu, fiind alungat de pe poziția lui, a încercat să zădărnicească planurile lui Dumnezeu. Și ne spune Sfânta Scriptură că în planul lui, Satan, a încercat să zădărnicească inclusiv planul de mântuire a omenirii. Și în planul de mântuire a omenirii, ne spune Sfânta Scriptură, s-a făcut în cer un război. El, care până la venirea Mântuitorului în lume, avea acces înaintea lui Dumnezeu și păra zi și noapte pe copiii lui Dumnezeu, pe cei ce căutau să se apropie de Dumnezeu. Și îi osândea, nu cu lucruri imaginare, cu lucruri pe care oamenii aceștia le săvârșeau în mod greșit. Vă amintiți imaginea aceea din Scriptură despre marele preot Zaharia și lângă el stătea Satan și îi arăta cu degetul și îl păra înaintea lui Dumnezeu că avea haina murdară. Și îl osândea, cu alte cuvinte, și Dumnezeu, în bunătatea lui, l-a dezbrăcat de haina murdară și l-a îmbrăcat cu o haină a neprihănirii, cu o haină curată, cu o haină de in. Diavolul acuză zi și noapte pe copiii lui Dumnezeu, pe toți acei care caută să se apropie de Dumnezeu. Și căutând să acuze, inclusiv pe cei răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, când Mântuitorul a venit în lume, atunci ne spune Scriptura în Apocalipsa 22, capitolul 12 cu versetul 17. Mihail și îngerul lui s-au luptat cu balaurul, cu diavolul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu el. A fost un război. Și în urma acestui război a fost suficient nu Dumnezeu să intervină, ci unul din arhanghelii lui Dumnezeu, ca diavolul să fie aruncat din cer. A rămas în locurile cerești, dar nu mai este în prezența lui Dumnezeu. El știe că mai are puțină vreme. El știe că istoria se apropie de o finalitate. El știe că pe pământ, dacă nu ucide, dacă nu stârnește războaie între națiuni, pierde pe mulți dintre cei ce ar putea fi mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și de aceea întărâtă pe unul și altul, președinți din zilele noastre, despre care nimeni, eu n-am crezut până în ultima clipă
că se va întâmpla ca să intre armata rusă în Ucraina, chiar dacă se comasau trupe la graniță. Am zis că doar e ceva strategic. Dar diavolul, care întărâtă pe orice om ca să facă rău, a reușit să-l întărâte și pe acest om. Și te uiți și ne uităm astăzi la imagini ale suferinței, ale durerii provocate de război. Oameni care n-au avut nicio tangență, mor nevinovați, uciși, chinuiți, familii despărțite, imaginea acelui copil care călătorea singur să treacă granița, ce impresionează lumea întreagă, femeia acea bătrână care și-a înmormântat copilul în grădină și alții, sute și sute de oameni și mii și milioane care aleargă peste graniță ca să scape viața. Toate acestea, pentru că diavolul îi stârnește pe oameni, a pierdut războiul din ceruri. Și acum oamenii care nu ascultă de Dumnezeu, ascultă de îndemnurile lor și ale diavolului, săvârșesc războaie pe pământ. Așadar, cât va exista acest conflict angelic, pe pământ, probabil că niciodată nu va fi pace, liniște. Nu va fi pace. Și vom duce aceste războaie până la capăt, până la finalul istoriei, atunci când cel rău și împreună cu îngerii săi va fi aruncat în iazul de foc. Acest război din Ucraina a demarat anumite discuții în ceea ce privește escatologia biblică. Este un semn al sfârșitului războiul din Ucraina? Putem să îl încadrăm în Sfânta Scriptură într-o anumită carte a sa sau din perspectivă biblică? Ce spune acest război? Aș vrea să vă citesc din Sfânta Scriptură, pentru că întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate și are putere. Iată ce spunea Mântuitorul în capitolul 24 din Matei, versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Vorbind despre vremea sfârșitului, în altă parte, tot în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetul 7, când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați. Deci nu vor fi doar vești de războaie, vor fi războaie, la propriu, literalmente. Căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Și apoi, în Luca, la capitolul 21, versetul 9, când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Și în altă parte, tot în acest context, despre vremea sfârșitului vorbea Mântuitorul, pe alocurile vor fi cutremure, ciumi. Și ați văzut molima aceasta. Toate acestea sunt semne că Mântuitorul stă să vină așa cum a promis. Dragii mei ascultători, stimați creștini, cel ce s-a ridicat din moarte cu moartea pe moarte călcând, a făcut o promisiune că El se va reîntoarce pe pământ să-și ia biserica acasă, să-i ia pe ei să-i ia acasă. Dar înainte de venirea Lui, ca să ne dea conștiința faptului că tot ce spune El se împlinește, a vorbit inclusiv de războaie și vești de războaie. Cine a crezut că într-o Europa civilizată, într-o Europa atât de dezvoltată tehnologic, mai poate să existe un conflict armat? Da, ne-am gândit probabil la Somalia, la zone de pe glob unde există dictatură, ca în Coreea de Nord, sau știu eu, ca Iranul islamizat și radicalizat. Și ne-am gândit că acolo poate, domnule, un fanatismul lor să existe. Dar aici, în inima Europei, între două națiuni care vorbesc aproape aceeași limbă, care au împărtășit, știu eu, o istorie aproape comună de-a lungul timpului, să existe un război și atât de crud, și atât de violent, atât de... Cine și-a putut imagina? Ei, toate acestea sunt semne că Scriptura are dreptate, că Mântuitorul ce spune se întâmplă. Dar nu știu dacă ați observat în ceea ce am citit din Scriptură. Mântuitorul spune, este însuși vocea Lui. El spune următoarele lucruri. Vedeți să nu vă înspăimântați. Vedeți să nu vă înspăimântați. În fiecare situație, Mântuitorul a rostit exact aceleași lucruri. Nu vă fie teamă. Eu sunt cu voi. Eu
sunt în control. Da, El este în control chiar și atunci când se întâmplă necazuri și nenorociri. El le permite, El le îngăduie. Este voia permisivă a lui Dumnezeu, că voia desăvârșită este să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a iubit El. Asta e ceea ce așteaptă Dumnezeu. Dar Dumnezeu a dat liberul arbitru la fiecare dintre noi. Noi alegem ce să facem cu viața noastră. Să-L slujim pe Dumnezeu sau să nu-L slujim? Să fim oameni corecți sau să fim înșelători? Să fim oameni de casă sau să fim niște stricați? Să fim președinți cu frică de Dumnezeu sau să nu ne pese decât de interesele noastre? Să fim oameni violenți sau să fim oameni pașnici? Noi alegem. Dumnezeu nu a creat roboți. Dumnezeu a creat oameni cu voință liberă. Și pe baza acestei voințe libere, în funcție de alegerile noastre, vom fi chemați într-o zi la judecată. Să dăm socoteală. Noi vă îndemnăm. Ascultați ce spune Mântuitorul. Ridicați-vă ochii în sus. Nu vă înspăimântați. Că El este în control. Și El a promis că îi va proteja pe ei săi. Că va fi cu ei săi. Chiar dacă vei trece prin ape adânci, spunea poporul lui Israel, eu voi fi cu tine, nu te vei îneca. Chiar dacă vei trece prin războaie, eu voi fi cu tine. Și chiar dacă ar fi să ajungem la Domnul, nu te spăimânta, te duci la locul de odihnă, cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Pentru voi este de folos să rămân, dar pentru mine, spunea el, ar fi bine să fiu acasă la Domnul. Dragii mei, avem o speranță, avem o nădejde, avem ceva ce ne poartă viața în liniște și pace. Și speranța noastră se numește Iisus. El a înviat și noi trăim pentru că El este viu și El ne mântuiește sufletele. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Așa este și ar trebui să fim conștienți de faptul că cel mai mare, cel mai important război, nu numai de pe planeta Pământ, ci din Univers, a fost la Golgota. Exact. E adevărat că înainte de acest război pe care Domnul Iisus l-a cucerit, fără drept de apel, a existat și Ghetsimani. Unde tot un război a fost. Dar Domnul nostru, deși a fost 100% om și 100% Dumnezeu, a avut temerile sale, a avut îndoielile sale. Însă, așa cum spuneați și cum ne spune Sfânta Scriptură, iată, pun astăzi înaintea ta blestemul și binecuvântarea. Alege! Domnul Iisus, deși conștientiza probabil în inima sa ce urma, să poarte povara păcatelor întregii lumi, de la început și până la sfârșit, a ales să facă voia Tatălui. A ales să moară pentru noi. A ales să ducă acest război până la capăt și ne-a iubit până la capăt. Iar la Golgota, când Domnul Iisus a spus, s-a sfârșit, s-a încheiat, acolo a fost biruitor. Și este biruitor și numai așa putem și noi fi în toate aceste conflicte militare. Cu siguranță că nu este primul și ultimul război despre care auzim. Dacă Domnul îngăduie ca această lume să mai aibă ani de zile de acum încolo de mers în șirul istoriei, vor mai exista și alte conflicte. Dar tocmai pacea, liniștea pe care o putem căpăta, dobândi, este prin credința în Domnul Iisus Hristos. Asta este ceea ce Sfânta Scriptură ne îndeamnă și mai mult de atât ne spune, astăzi dacă auziți glasul Său, nu vă împietriți inima, ci predați-o lui Dumnezeu. Este singurul lucru pe care, până la urmă, și noi trăim un paradox al vieții. Dumnezeu ne întinde brațele cu dragostea sa și ne spune, uitați, veniți la mine, eu vă voi da pacea. Însă noi parcă suntem copii încăpățânați și tot refuzăm. Însă, slavă Domnului că este plin de îndurare, de răbdare cu toată lumea și are răbdare chiar până în ultimul ceas, ultima secundă a vieții, ca să ne predăm viața. Și de aceea, stimați telespectatori, dacă sunt printre dumneavoastră persoane care încă mai șovăie, încă nu știu ce să facă, mergeți înaintea Domnului Iisus. El este soluția și la războaie, și la pandemie, și la absolut orice. Și El este Cel care poate să ne dea această perspectivă a veșniciei. Cum ați reușit să gestionați această criză din Ucraina? Cu refugiați, cu ajutoare, cu frații din Ucraina? Cum v-ați implicat în... Asta vă spun, dar înainte mai vreau să fac o idee, o completare la ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că foarte frumos ați menționat de lupta Mântuitorului din Ghetsimani. El a biruit războiul acesta în rugăciune
Și amintiți-vă că imediat după aceea, el de bunăvoie s-a dus la cruce, pentru că în lăuntru, în inima lui, biruise deja în lupta aceasta. Același Mântuitor care a iubit foarte mult poporul Israel și iubește pe om în general, în mijlocul sărbătorii de florii, el plângea pentru Ierusalim. Pentru că și-ar fi dorit ca oamenii aceștia să găsească pacea și binecuvântarea ce vine de la el. Dar oamenii aceștia l-au respins pe Dumnezeu, au respins pacea sufletească, l-au respins pe Mântuitorul și de aceea în anul 70 Titus arat cu plugul peste cetatea Ierusalimului. Au murit atunci multe milioane de evrei, peste 3 milioane, spun istoricii. Dar și astăzi Mântuitorul îmbie pe fiecare. Câștigă întâi războiul sufletesc, războiul în rugăciune, prin încredere în Dumnezeu. Și orice s-ar întâmpla cu lumea asta, tu vei fi un biruitor. Revenind la ceea ce se întâmplă acum, am fost atât de bucuros și sunt convins că experiența asta pe care am avut-o noi ca și biserică, multe biserici din București, dacă nu chiar toate, și nu numai biserici, și societatea civilă, s-a mobilizat foarte bine ca să răspundă nevoilor ce au apărut cu ocazia acestui război, nevoilor umanitare. Și este ceea ce este foarte interesant e că nu a fost hotărâtă de guvern această mobilizare generală aproape ca răspuns la nevoile apărute, ci pur și simplu oamenii cu o inimă deschisă, cu o inimă. Mă uitam la știri și când îi vedeam cum îi așteaptă pe cei refugiați, concetățenii noștri, cu alimente, cu ceai cald, cu îmbrățișare, cu dragoste, plângeam. Am fost foarte marcat de solidaritatea pe care poporul român a arătat-o față de acești refugiați. De aceea și biserica unde slujesc s-a deschis și a fost foarte receptivă la a-i ajuta pe ucraineni. Așa se face că am primit în familii întregi, în familiile din biserică, familii întregi de refugiați, sute de refugiați, pentru că biserica noastră este una mai mare, am avut posibilitatea asta. Au fost case unde au primit și câte 14-15 persoane, mame cu copii în special, de refugiați, fără nicio deosebire, credincioși, necredincioși. Am primit pe toți cei ce am putut ajuta și au avut nevoie. Le-am asigurat cazare, masă, i-am dus pe la ambasade acolo unde au avut nevoie să-și perfecteze actele. Le-am cumpărat bilete de tren atunci când n-am găsit gratuități, dar au fost și firme care au oferit gratuități într-un final și CFR-ul sau mijloacele de transport pe calea ferată au oferit gratuități pentru ei. Dar acolo unde a fost cazul, biserica s-a mobilizat și nu vreau să spun câte zeci de mii de euro s-au adunat ca să ajutăm, pentru că toate acestea vreau să rămână și Dumnezeu să le răsplătească într-o bună zi, dar am fost foarte impresionat de răspunsul bisericii la nevoia acestor ucraineni. Am fost într-o zi, de fapt în povestea unul dintre colaboratorii mei, că a fost într-o zi la cineva, într-o familie, o familie mai săracă, ce primise ucrainieni. Și spunea, i-am găsit mâncând pe toți, erau un tată și 5 fete, un părinte în vârstă și 5 fete, i-am găsit mâncând pe toți dintr-o pâine. Și deși nici poporul român nu este un popor bogat, s-au mobilizat și n-au cerut, oamenii n-au cerut, au fost cu bun simț. S-au mobilizat și au răspuns atât de bine. Îmi amintesc că am adus pe cineva de la aeroport să cazeze într-o familie din biserică. Era o profesoară cu mama ei și cu fetița ei, o profesoară din Odessa. Fugea din calea războiului și în mașină de la aeroport până la familia unde au fost cazați, mă tot întreba, domnul pastor, da, vorbind engleza, vorbeam engleza, dar de ce faceți lucrurile acestea pentru noi? De ce ne ajutați? Nu ne-ați cunoscut, nu vă cunoaște, nu aveți nicio obligație. Doamne, i-am răspuns, nu numai noi ca și creștini, și societatea civilă, întinde o mână celor în nevoie, întindem o mână, cu atât mai mult pe noi ca și creștini. Mântuitorul ne învață să fim sprijin pentru cei în nevoie, să ne deschidem casele noastre, să fim primitori de oaspeți. Păstorul din Giurgiu, unul dintre ei, mi-a spus,
dacă aveți full în familiile voastre, e ocupat total și puteți să-i aduceți și la noi și să îi primim și aici în Giurgiu, că înțeleg că emisiunea asta va fi dată și în localitatea, în orașul Giurgiu. A fost o deschidere foarte, foarte mare. Astăzi, spre exemplu, este al patrulea transport pe care îl facem spre Ucraina. Mâine dimineață vor pleca, astăzi am finalizat cumpărăturile. O mașină de 18 tone, ne-a mobilizat toate bisericile pentecostale pe București. Și nu numai, și din oameni de afară, din afara bisericii. Verificăm cu atenție ca alimentele și ajutoarele de ce le trimitem să ajungă exact la destinație și exact acolo unde trebuie. Verificăm persoanele de contact. Avem în biserică o familie de ucrainieni care au și o afacere, o mică afacere aici în România și ei vorbind rusa foarte bine, cunoscând în zona respectivă, în zona Odessa, au putut să ne faciliteze o intrare mai ușoară față de cei de acolo, vorbind rusa, vorbind, cunoscând foarte bine, el lucrând o vreme în Chișinău ca și medic legist, ea era actriță, au venit în România, s-au întors la Domnul, s-au pocăit și acum ne sunt de foarte mare ajutor. Este, cum să spun, nu este nimic o întâmplare. În sensul ăsta putem să ne asigurăm că tot ce dă omul cu inimă largă și am văzut pe oameni pe care îi cunosc din biserică, n-au foarte multe acasă. Probabil că unii ucrainieni sunt mai bogați decât ei. Dar cu atâta dragoste. Deci, pentru mine a contat nu atât de mult ajutorul în sine, ci dragostea cu care oamenii au făcut aceste eforturi și sunt convins că în toate bisericile creștine din București și în Biserica Ortodoxă, creștine după Evanghelie, baptistă, în toate bisericile, îmi cer scuze dacă omit pe vreun, au fost oameni cu inimă deschisă către Dumnezeu. Și ce mă face să fiu foarte încrezător? Dumnezeu va binecuvânta România pentru aceste acte de bunătate pe care le face. Și Dumnezeu va binecuvânta țara noastră să nu ducem lipsă de nimic, pentru că am întins o mână celor care erau în nevoie. E adevărat că unii erau bogați și au fost printre ei și persoane care probabil au avut anumite pretenții. Sunt și excepții de felul acesta. Da. Dar în general, cei ce au fugit de acasă, cei ce și-au lăsat o agonisală de viață, cei ce probabil se întorc acasă și nu mai găsesc nimic, sau cum este să fii despărțit de soțul tău, de copii, de cei dragi, de părinți, să-i lași în urmă, să vii, să scapi viața, probabil că și un sentiment de vinovăție. De aceea am avut printre ei oameni care au dorit să se întoarcă acasă și i-am dus înapoi la Ismail. Se întorceau acasă spre Odessa. Au zis, noi nu mai rezistăm fără ai noștri, noi nu mai rezistăm aici fără cei dragi. Și s-au întors în Ucraina în timp în care unii fugeau din Ucraina. S-au întors din nou acasă. Dorul de cei dragi, dorul de ce au lăsat acasă, dorul de casa noastră. Și avem noi o reclamă, home sweet home, casă dulce casă. Nu-i nicăieri ca acasă. Plec două, trei zile, fie în călătorie, fie abia aștept să mă întorc acasă. Și ei sunt la fel. Și noi suntem toți la fel. Abia așteptăm să ne întoarcem acasă. Așa este. Și toate aceste binefaceri pe care le facem mulți dintre noi ar trebui să fie din dragoste. În primul rând pentru Domnul Iisus, cel care ne insuflă această dragoste pentru aproapele, căci așa vă vor cunoaște dacă aveți dragoste unii pentru alții. Și apoi solidaritatea aceasta este ceva uman cu care ar trebui fiecare dintre noi să ne identificăm cu umanitatea. Domnule pastor Nicu Oros, ne apropiem de final și nu am vrea să încheiem înainte de a transmite un gând, un scurt gând telespectatorilor. Dragi telespectatori, rugămintea mea către Dumnezeu pentru dumneavoastră este să vă ajute pe fiecare din dumneavoastră să-L cunoașteți pe Cel ce a biruit în cea mai crâncenă luptă, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. El ne-a dus nouă biruință și prin El avem pace. Pace în mijlocul oricărei furtuni. Pace în vreme de război. Pace în vreme de pandemie. Pace în inimă. O pace despre care Scriptura spune că întrece orice pricepere. Și în vremurile acestea grele, noi suntem liniștiți și încrezători că avem un Mântuitor care ne poartă de grijă, care este cu noi și care în final ne va lua acasă după ce vom fi biruit.
în războiul ce l-avem și noi de dus, cu firea noastră pământească, cu pornirile noastre firești. Și biruind în lupta aceasta, călcând pe urmele Domnului, avem asigurat un loc în veșnicie. Mă rog lui Dumnezeu să se încheie cât mai curând războiul din Ucraina, să se încheie cât mai curând orice conflict și de la noi din țară. Și dacă vreți să se încheie cât mai curând războiul din casele dumneavoastră, că uneori lupta cea mai cruntă se dă între familii, când soțul și soția nu se înțelege, când copiii sunt neascultători sau când părinții sunt neglijenți. Dumnezeu să aducă pace în fiecare familie, în orice război, ori de care ar fi el, fie că e război civil, fie că e război spiritual, fie că e război, așa cum trăim astăzi literalmente. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu pace pe toți. Amin. Mulțumim frumos, domnule pastor, vă mulțumim pentru prezența în studio și de asemenea pentru toate detaliile dezvăluite în această emisiune telespectatorilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată acestei ediții. Astăzi am dezbătut împreună cu pastorul, domnul pastor Nicu Oros, pastor în cadrul Bisericii Filadelfia din București, Pentecostale Filadelfia din București. Am dezbătut acest subiect sensibil pe care îl traversăm în aceste zile și anume războiul, însă dintr-o perspectivă biblică. Sperăm că prin acest dialog al nostru să fie adus mai multă lumină cu privire la acest subiect și de asemenea îndemnuri care să ne focalizeze pe importanța cu adevărat, către cel mai important cu adevărat și anume către Domnul Iisus Hristos. El este cel care ne poate aduce pacea în orice situație pe care o traversăm pe acest pământ. Să continuăm să ne rugăm pentru frații noștri din Ucraina, să continuăm să ne rugăm și pentru conducătorii acestor țări, ca Dumnezeu să readucă pacea în Ucraina. Eu sunt Cristian Matei, gazda ediției de astăzi și încă o dată vă mulțumesc că ați participat la această emisiune. Până la o nouă revedere vă doresc toate cele bune!